Până acum, tichetele de masă au fost distribuite a angajaților doar pe suport de hârtie, însă potrivit dispozițiilor care au intrat în vigoare din 13 februarie, angajatorii vor putea opta de acum încolo pentru forma în care sunt emise acestea, pe hârtie sau electronic. Conform legii care reglementează această măsură, tichetele de masă în format electronic sunt bonuri valorice în format electronic și sunt destinate exclusiv alocației individuale de hrană a salariaților. Cardurile vor fi valabile numai dacă vor avea înscrise sau stocate numele și prenumele salariatului care este îndreptățit să le folosească, numele și adresa emitentului, date referitoare la perioada de valabilitate, precum și interdicția de a putea fi utilizate în scopul achiziționării de țigări și produse alcoolice. Valoarea nominală pe zi lucrătoare a tichetelor de masă, indiferent de suportul pe care sunt emise, hârtie sau card, este în prezent de 9,35 de lei, valoare indexată periodic de Ministerul Muncii. Legea stabilește ca societățile care vor emite tichete de masă în format electronic trebuie să fie autorizate de Ministerul Finanțelor. Totuși, legislația prevede ca distribuirea tichetelor electronice să nu fie realizată de angajator, așa cum se întâmpla cu tichetele pe suport de hârtie, ci de către unitatea emitentă. De asemenea, angajatorul va trebui să achite unităților emitente atât contravaloarea nominală a tichetelor, cât și costul emiterii pe suport electronic.